dumneavoastră invităm alături de noi pe domnul viceprimar Cazacu Dragoș. Bună seara, vă spun și eu. Nici l-am luat cuvântul și deja sunt premiat pentru că mulțumesc frumos. Premiul este al dumneavoastră, dragi copii, dragi profesori. Sunt aici pentru a vă transmite mesajul domnului primar inginer Vasile Pavel, cât și mesajul întregului colectiv al primăriei municipiului Vaslui, un mesaj de felicitare. Sunteți oamenii cu care ne mândrim, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți, ne mândrim cu voi, ne mândrim că ne purtați numele orașului în toate competițiile sportive, atât naționale cât și internaționale. Mulțumim profesorilor, antrenorilor care și-au lăsat până pe multe generații de elevi care ne poartă și acum numele oriunde se duc. Vă mulțumim pentru efortul pe care îl faceți. Știm cu toții că performanța se atinge cu foarte multă muncă, seriozitate și devotament. Vă felicităm. Primăria municipiului Vaslui a fost, va rămâne și va fi un partener alături de dumneavoastră și dacă tot se apropie sărbătorile de iarnă, vreau să vă urăm sărbători fericite, cu sânge la o țară, căldură, suflete și forțe de muncă în continuare, pentru că sunteți cei care ne reprezintă în Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumim, felicitări pentru tot ceea ce faceți, felicitări conducerii liceului, sunteți deosebiți. Mulțumesc frumos!
Bogu je spregano. Vas vi, voj je mora. O, vas vi, voj je gara ni no mora. Da pa ti ja vas vi, a te vare, voj je da ta tija, de tre voj je mora. Deci, vas vi! Vas vi! Vas vi! Ura, ura, ura! Vă mulțumesc, sănătate, vă mulțumesc! Mulțumim Consiliului Județean Vaslui. Mulțumim de asemenea partenerilor media, domnului Cristi Lapa, reprezentant Obiectiv Vaslui. Mulțumim domnului Dumitru Busiu, reprezentant de Salut Vaslui. Mulțumim domnului Marcel Chiriac, reprezentant Vremea Nouă Vaslui. La Naro Maria, locul 2, 100 de metri.
Invităm fotbalul în scenă. Vă rog frumos. Toți fotbaliștii, alături de noi. Thank you.
Thank you.
2004, antrenorul doamna Maria Ostan, care ridicare la turneu semifinal. Thank you.
Rezultate deosebite la activități extracurriculare au fost obținute de Roma Alexandra, în premiul întâi la concursul național de pistă ușoară, ritmuri pe bărbatii, îndrumată de doamna profesor Gina Radu. Bună,